Salutare, lumea, eu sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou vlog. De data aceasta o să reacționăm la top 5 momente horror din desene animate, momente șterse, momente horror, momente care nu sunt ok în desene animate. Am văzut că ultimul clip, partea 1, asta este o parte a doua de la episodul celălalt în care am reacționat la momente șterse din desene animate. Iar de data aceasta o să facem partea a doua pentru că am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult și am zis de ce nu. Haideți să facem și partea a doua să vedem cum o să meargă și acest episod. Fraților, v-am spus și o să vă mai spun încă o dată și de fiecare dată când o să încep un nou episod, să apăsați pe butonul ăla de like, bă, apăsați pe el, distrugeți-l. Dacă nu faceți chestia asta acum, mă las de YouTube, pe bune vorbesc. Mă las de YouTube. A, nu vă pasă? A, ok, se pare că asta e, o să mă las de YouTube. Păi, las, o să las să stea pornite aici până se duce bateria de la tot, dar eu o să plec, o să fie ultimul episod de pe canal. Pare rău, v-am făcut. Glumea, m-ați crezut că mă las, bă, ce aveți, mă, nu mai fiți nebuni. Hai să ne punem căștile pe cap și să reacționăm. Desenele animate sunt destinate în principal copiilor, pentru a-i destinde și pentru a-i amuza. De obicei, acestea au și mesaje educative incluse în animație, astfel încât la finalul episodului copilul să învețe ceva nou sau folositor. Nu este și cazul episoadelor din acest videoclip. Astfel încât vă prezint top 5 momente horror din desene animate. Pe locul 5 avem Negrele Aventuri ale lui Billy și Mandy. Este o serie animată creată de Maxwell Adams pe Cartoon Network. Episoadele au fost create între 13 iunie 2003 și 9 noiembrie 2007. Seria înfățișează doi frați, Billy și Mandy, în aventurile lor fiind însoțiți de Grimm, ce ilustrează într-un mod comic moartea. Într-un episod mai special, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Mai exact, episodul 15, intitulat My Peeps. Billy își strică vederea privind direct soarele și petrecând mult timp în fața jocurilor video. Pentru a îndrepta situația, Grimm își folosește coasa, împușcându-l pe acesta în ochi cu o lumină puternică. Lucrurile par să meargă cum trebuie, Billy văzând cât se poate de bine, ba chiar poate vedea mai mult decât ceea ce trebuie. Metoda aplicată pe el de Grimm face ca acesta să poată vedea și în viitor, astfel fiind șocat de lucrurile deranjante ce li se întâmplă prietenilor lui, aproape nebunește, iar când Grimm încearcă să-i repare vederea prin aceeași procedură cu care a stricat-o, doar că aplicând de extrem de multe ori, în final Billy rămâne cu ochii extrem de straniu animați, iar copiii ce au vizionat episodul au amintiri extrem de tulburătoare. Pe locul 4 avem Ok, deci este doar atât. What? Am pus și eu lumina așa puțin mai întunecată ca să fie puțin mai spooky episodul acesta. Oarecum, da, este puțin creepy, frate, într-un desen complet animat, desenat, deodată apar niște ochi care sunt reali și se mișcă în trei părți diferite și... Da, este un episod spooky, frate, și... Dar nu este chiar așa. Bine, dacă totuși este pentru copii, da, este spooky, într-un fel sau altul. Și eu probabil m-aș speria dacă aș vedea asta la televizor. Dar... Na, până la urmă sunt niște ochi reali decupați puși în desen, adică nu e cine știe ce. Seria Tom și Jerry ar fi cunoscută în toată lumea. Aceasta și-a început activitatea în 1940, fiind creată de William Anna și Joseph Barbera. 1940? Bă, băiatule, cât de geniu să fii să creezi desenul ăsta, serios, deci este un desen legendar. Cine știe când o să moară sau dacă o să moară vreodată desenul acesta, dar vă dați seama că... Dacă până în 2040 o să se tot pună și o să se tot creeze lucruri legate de Tom și Jerry, desenul acesta are 100 de ani. Oh my god, bă, ce desen legendar, doar voiam să fac paranteza asta. Seria originală, din care aparține și episodul de care vreau să vă vorbesc, a cuprins 144 de episoade create între anii 1940 și 1958. După aceea, au apărut desigur și continuări ale serialului animat, filme, etc., cum ar fi show-ul Tom și Jerry, show-ul de comedie al lui Tom și Jerry, Tom și Jerry copii și poveștile lui Tom și Jerry, serii ce însă nu au ajuns la calitatea originalului. Și probabil toată lumea știe de acestea și știe cum decurgea un episod clasic, Tom și Jerry se fugăreau, se băteau, câteodată chiar petreceau și timpul împreună, însă în mare parte era interactiv și plăcut de urmărit, mai ales pentru copii, așa că ce episod a fost atât de terifiant încât să intre în acest top? Ei bine, episodul Blue Cat Blues, creat în 1956, se spune că ar fi ultimul episod al seriei, ceea ce nu este în totalitate adevărat.
Plotul este relatat de Tom, ce își plânge de milă din cauza faptului că Butch i-a furat prietena. Acesta vinde tot ce are și încearcă să o răscumpere, însă e fără speranță. Jerry îl compătimește pe acesta gândindu-se la Toots, prietena sa loială, moment în care Tuffy apare cu ea într-o mașină pe care scrie proaspăt căsătoriți. Acesta intră în depresie și se alătură lui Tom pe șina de tren și așteaptă să fie... evident călcați. Este un episod tragic și controversat, ce pentru iubitorii originalului rămâne catalogat drept ultimul episod canon Tom și Jerry, murind după aceea. Pe locul 3... Mamă, frate, mi s-a făcut pielea de găină, nu știu dacă puteți să vedeți. Dar, da, am auzit de episodul acesta în trecut, știu așa câteva lucruri despre el. Bă, este un episod destul de creepy, dacă stai să te gândești la asta, tot cum arată, frate, că este pur și simplu dărâmat și stă pe șinele de tren și se alătură și Jerry și stă acolo cu el. Dar acolo se termină episodul, adică restul poate fi interpretat, ce se poate întâmpla, că vine trenul, că nu știu ce, poate s-a pus pe o șină de tren în care nu mai trece niciun tren. Câte șine de tren există în România? Pe unde nu mai trece niciun tren și poate s-au pus acolo, știi, pur și simplu așa triști, pierduți de toată fericirea, nu mai sunt foarte triști și doar stau. Restul, bineînțeles, poate fi interpretat, dar da, este un episod destul de creepy și sincer nu prea ar trebui să fie difuzat. 3. Avem seria Flapjack, cunoscută pentru numeroasele episoade înfricoșătoare pe care le-a difuzat. Episoade înfricoșătoare din Flapjack? Bă, frate, m-am uitat și la desenul ăsta și îmi plăcea foarte, foarte mult. Mai era o chestie că balena aia o chema Babi. Babi mi se pare că o chema și asta este super, super tare că noi avem o bunică și o strigăm tot așa Babi. Bunica noastră este rusoaică și Babi în rusă înseamnă bunică sau ceva de genul? Habar n-am, de când am fost mici am spus Babi și... Așa a rămas. Acesta este un desen animat american creat de Thurop von Arman, ce și-a făcut apariția prima dată pe Cartoon Network. Bugetul nesatisfăcător al emisiunii a dat naștere mai multor momente ciudate, printre care și pisica lui Flapjack, ce începe cu animații inocente și se termină cu imaginea unei pisici demon ce scoate sunete distorsionate. Ren și Stimpy este unde... Bă, da, asta este foarte, foarte creepy. Deci, bă, mă, frate, nu știu ce se întâmplă. Ce-i cu videoclipul acesta? Parcă, bă, serios, am pielea de găină. Nu știu cum să vă arăt. Să vedeți. Mi s-a făcut pielea de găină, frate. Bă, ce desene horror, frate. Cum te gândești să faci ceva și să fie totul 100% ok? Și dacă mă gândesc mai bine, cred că am și văzut episodul ăla la televizor. Nu sunt sigur, nu sunt în totalitate sigur, dar mi se pare că l-am văzut la televizor. Păla. Doamne, ce episod creepy, ferească Dumnezeu, așa ceva. Desen animat mai puțin cunoscut, creat de John Kricfalsi și difuzat pe Nickelodeon. Ca personaje principale vă sunt prezentați Ren, care este un câine, și Stimson, care este evident o pisică. Serialul animat a apărut în 1991 și a fost difuzată până la sfârșitul acesteia în 1996. Deși seria este cunoscută pentru diverse mesaje subliminale, atât înfricoșătoare cât și nepotrivite pentru copii, punctul maxim a fost atins în episodul Sven Hoek. În acest episod, verișorul lui Stimpy, pe nume Sven, vine în vizită și se arată a fi la fel de prostănac ca vărul său, lucru ce le enervează la culme pe Ren. Când vine într-o zi acasă, Ren găsește totul distrus de cei doi, așa că oboseala și furia îl copleșesc și începe să-și divulge planurile într-un moment de nebunie. Nu este primul episod în care acesta vorbește de crimă și tortură, însă cu siguranță acest episod a lăsat amintiri întunecate copiilor ce au apucat să-l vadă. And then I'm gonna gouge your eyes out. Yeah. Și pe locul întâi avem... Oh my god, de ce există episoadele astea? Chiar sunt foarte, foarte creepy. Nu știu dacă copiii realizează gen cât de creepy sunt. Poate li se pare gen normal. E o animație, un desen, așa ar trebui să fie episodul. Bă, da, când mă uit acum la chestiile astea, bă, parcă-s de 10 ori mai tulburătoare episoadele astea. Cum înnebunește, ține ochii aia super deschise, uită la ea tremură de frică. Aia. Doamne, ce episoade, bă, creatorii ăștia de desene chiar nu prea sunt sănătoși la cap. Avem, bineînțeles, seria Curaj, câine fricos.
este un serial de desene animate create de către John R. Dilworth. Serialul îi prezintă pe protagoniștii Curaj, Muriel și Eustachie, stăpânii câinelui, ce au parte de aventuri în mijlocul orașului nicăieri din Kansas. Nu știu care episod ar trebui să fie inclus aici, fiind extrem de multe momente nepotrivite, ciudate și horror, însă dacă ar fi să enumerăm câteva, știind că toate sunt la fel de deranjante, ar fi ciudatul Fred, ce are o înfățișare teribilă, vorbește în rime și obsedat de tuns, demonul din Saltea unde Muriel devine parodia filmului Exorcistul, Curaj în marele oraș împuțit unde trecând printr-un hotel plin de camere dubioase, Curaj este speriat de un jumpscare, blestemul regelui Ramses, unde o animație CGI a distrus copilăria a mii și mii de oameni și, principalul loc întâi, Perfect. Episodul în care Curaj încearcă să învețe că nu poate fi perfect, fiind o aluzie la toți oamenii ce nu acceptă greșeli sunt obsedați de perfecțiune. Astfel încât în momentul culminant al episodului, la sfârșit, când Curaj e gata să doarmă lângă Muriel și Eustache, visează o creatură cu față mutilată de om, cu o animație oribilă de tip CGI ce îi spune "You are not perfect", tradus, tu nu ești perfect. Cu siguranță aceste secvențe au traumatizat. Aoleu, Doamne, bă, de când Curaj câinele fricos este un serial atât de macabru? Bro, ce-i asta? Jumpscare-uri, render-uri, CGI. Bine, ultimul ăsta nu a fost atât de creepy. Mă așteptam să văd o față mult mai înspăimântătoare, dar totuși e... Vrei să se uite copiii, să rămână marcați pe viață gen, pentru următorii 3 ani, să nu mai doarmă bine noaptea? What? Ce-i cu desenul ăsta? Da, și fraților, cam aici se încheie acest videoclip cu top 5 momente horror din desene animate, momente care ar trebui șterse, nedifuzate pe televizor. Doamne, ce-i asta? Da, a fost un episod interesant, sincer. Hai să scriem acolo în secțiunea de comentarii cu toții. Puneți acolo multe emoji-uri de prey, pentru că avem nevoie de toată binecuvântarea lui Dumnezeu să scăpăm fără nicio energie negativă din tot episodul acesta. Fără energie negative, Dumnezeu este sus și mare și ne apără pe toți. Da, a fost un episod înspăimântător. Fraților, dacă mai doriți vloguri de genul în continuare, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Eu m-am dus, până data viitoare vreau să rămâneți cu bine. Ne vedem cât de curând posibil. Ciao.